Bună ziua, dragi telespectatori, bine ne-am regăsit la Litoral TV, la Drumuri Spirituale, cam fiecare joi, singura emisiune din țară dedicată turcilor și tătarilor din România. Am astăzi onoarea să o am alături de mine pe scriitoarea Ghiunera Acmola. Bine ne-am regăsit! Bine v-am găsit, domnul Codruț, și toate bune! Avem pe agenda atâtea subiecte interesante, încât mi-e foarte greu să stabilesc cu ce începem. Cu ce am aici lângă mine o carte semnată de Ioan Ianolide, unul dintre cele mai importante figuri ale închisorilor comuniste, un scriitor creștin de valoare excepțională. Să vedem ce legătură este între acest mărturisitor al temnițelor comuniste și Holocaustul tătăresc. Da. Nu? Iată, am împărțit această suferință. Vorbim de Holocaustul comunist. Este o legătură foarte, foarte importantă, interesantă, pentru că omul este același, dar suferința la care este supusă aparține unei aceleiași doctrine totalitariste care ne-a cam distrus, din păcate. Da, vorbim de aici de o rezistență prin credință, atât a musulmanilor cât și a creștinilor. Ioan Olide vorbește despre întoarcerea la Hristos, despre salvarea prin credință în acel infern comunist. Tot suferința i-a legat destinul și suferința de tătarii din închisorile amintite. Da, foarte bine ați spus, domnul Codruț. Acum două săptămâni am fost anunțată de domnul inginer profesor dr. Ilie Popa, cel care conduce acele simpozioane extraordinare. Am fost anunțată că a decedat la sfârșitul lunii decembrie la Paris domnul Cicerone Ionițoiu, cel mai competent scriitor al închisorilor noastre. Ei bine, domnul Cicerone Ionițoiu a participat la două din întâlnirile de la Pitești, pentru că nu se poate veni ușor de la Paris și el avea deja o anumită vârstă, iar acum în jur de 86-87 de ani a decedat, dar cel puțin a scris tot ce a trăit, toată drama pe care a suportat-o inteligența română, elita română. Trebuie să recunoaștem acest lucru, iar domnul Cicerone a lăsat posterității și o listă de 10.000 de doamne intelectuale românce care au trecut prin închisorile comuniste. Lista este extraordinară. Eu am tradus și în limba turcă și am trimis prin revista Emel în lumea de dincolo de granițele noastre această listă, pentru că toate erau, închipuiți-vă, absolvente a Sorbonei. Nu erau orice intelectuale, și numai pentru că erau femei distinse, soții sau surori de mari oameni politici, au suferit 4 ani, 8 ani, 10 ani, au murit chiar în acele închisori comuniste. Și eu, datorită domnului Liviu Tudoraș, cu care de atâția ani colaborez, am reușit să-i dau numele celor două deținute tătăroaice, Sultan Fazıl Hanım și Salia Mehmet Fazıl Hanım, prima poetesă a Dobrogei, și ele au fost incluse în această listă pentru că cu toții au suferit la fel de cumplit. Iar domnul Cicerone Ionițoiu rămâne unul din cei mai importanti scriitori, sigur că ei sunt mulți, și aș dori să închei după ce relatez una din întâmplările triste relatate de autor. Într-una din celule moare preotul. Ceilalți nu știau religia. Și cum moartea a survenit noaptea, iar până la ziua n-aveau voie să ciocănească deținuții la ușă și să anunțe decesul, în celula aceea se afla un huge de-al nostru, un tătar, care a spus: stimați colegi, vedeți câtă delicatețe și inteligență, stimați colegi, a spus, îmi permiteți până în zori, până când mortul va fi scos din celulă, să-i spun pe legea mea tot ceea ce spunem noi la un mort, sigur că i s-a permis. Și așa a trăit acea secvență, să spunem noi, umanitară, nu? Prin rugăciunile musulmane, preotul care trebuia să treacă în eternitate și prin această portiță. Iată, viața este uneori atât de cumplită că noi suntem depășiți de anumite lucruri.
sau Alexandru Chirițescu, ofițerul român care a fost salvat din Verhoiansk, din lagăr, de un grup de tătari și care spune, oameni minunați, n-am mai văzut. Și tătarii l-au adus până aproape de granița cu România. Da, povești care nu trebuiesc... Adevărul, da, niște cumplite adevăr. Povești care trebuiesc cunoscute, nu? Istorii extraordinare. Avem datoria să le scoatem la suprafață, pentru că, așa cum am repetat în fiecare emisiune, sunt forțe care, la ora actuală, exercită presiuni puternice pentru interzicerea memoriei acestor eroi. Da, noi trebuie să ne facem datoria. Cei care cunosc trebuie să lase urmașilor ceea ce au aflat ei, fie din cărți, fie de la oameni, și multe lucruri le-am aflat de la oameni care au trăit. De exemplu, tatăl meu a fost elevul lui Mehmet Niazi și de la Mehmet Niazi s-a trecut la generația tatălui și de la el la mine și de la mine la dumneavoastră, când Mehmet Niazi a spus, tătar, dar acum aparțineți României, trebuie să știți limba, cultura, civilizația română. Iată niște îndemnuri importante pentru a duce viața mai departe. Da, trăim într-o perioadă în care cultura islamică este atacată în diferite locuri ale lumii. Da, din păcate, vedem da. Ce forțe extraordinare copleșesc eforturile de rezistență ale tătarilor din Crimea, o țară încă ocupată de cizma sovietică. Sigur, vedem ce se întâmplă la ora actuală în Transnistria, când au fost arestați profesorii și elevii. Vedem cum sângele tătarilor și românilor încă se amestecă în fosta Uniunea Sovietică. Aici, în zonele în care... Am fost în Transnistria, știți? Extraordinar. Da, eu am fost de câteva ori chiar. Și anul trecut cu doamna Liliana am fost, dar am fost și înainte. Cred că este un act de curaj. Este un control la intrare și la ieșire și ești controlat ca și cum ai face ai exista ca un pericol pentru ei. Și ce ei. Ne doare mai mult că... Și am fost și la liceul Blaga, unde este acel director și cred că despre el este vorba, Iovcep, care este bulgar și au pus rușii un bulgar acolo ca să-i lovească pe românii. Bine, bulgarul s-a dovedit mai român decât românii și a spus, nu, eu fac limba română aici și am dus cărți, am vorbit cu elevii, iată cât de interesantă este activitatea culturală acolo, pentru că limba este foarte importantă. Iată, vorbim de niște eroi. Niște eroi, da. Și acum să știți că am reușit cartea aceasta tradusă în tătară, cum a văzut domnul Marius Crimeea, reușit să o trimit la un alt ziar, pe lângă cele vechi, nu la Eldez, nu la Cărăm, și la un alt ziar, nici nu îi rețin numele, dar e vorba de domnul Curtnezir, care mi-a cerut materiale. Și acest scriitor, el însuși, om la 80 de ani, mi-a cerut și materiale din creațiile scriitorilor tătari din România. Și atunci l-am inclus și pe domnul Marius, zic, omul acesta e român el. Dar el a cerut și poeziile să îi le traduc în tătară și cartea și a plătit el aceste cărți. Este o chestiune, da. Nu? Un scriitor cunoscut telespectatorilor Litoral TV, tot respectul pentru interesul deosebit pe care l-a acordat tătarilor și istoriei lor. Nu? Da. Am mers alături de domnia sa în Crimea. Sigur, dumneavoastră știți, da, ce frumos am participat a fost, chiar la da. Lansare cărții despre Palatul Hanilor de acolo. La Bahçesaray am fost, sigur că da. Urmează să difuzăm acel episod interesant. Sigur că da. Și aici toți suntem la cărți. Iată și domnul Halil a tipărit prin banii primăriei din Erzincan. Iată câte persoane importante au trecut prin acest studio. Halil Ibrahim Ozdemir, care a fost invitat chiar la... Da, dar să știți că acolo s-a dus el la mai multe activități, nu numai din Erzincan, ci din Ciorum, din Ankara, din Istanbul, și a prezentat imagini cu fotografiile de aici. A prezentat Tulcea, unde am fost noi. A prezentat Litoral TV. Dar despre și fotografiile cu dumneavoastră sunt deja puse. Am fost onorat să vedem fotografii de la Litoral TV, în presa turcă. Da, ați apărut. Trebuie cu să toții. Menționăm că domnia sa este nu numai un scriitor apreciat în Turcia, dar și un jurnalist recunoscut. Da, în ziarul Dogu. Și în ziarul Dogu a apărut și acea legendă a unei profesoare, nici nu o cunosc, o tânără din Timișoara sau Turnul Severin, profesoară care a auzit despre mine și mi-a trimis un material cu Ada Kaleh.
Eu sunt dintre puțini oameni care au reușit să vadă Adakaleu în 1968, 67, 68, parcă înainte de a fi distrusă insula, și m-a impresionat și acest ziar a publicat în traducerea mea în turcă ceea ce a scris domnișoara Tudosie Daniela din Turnu Severin. Iată, legăturile se fac, iar eu acum am trimis de aici și am spus că noi săptămânal discutăm la televiziunea dumneavoastră, domnul Codruț, despre dumneavoastră am vorbit și am spus că noi am făcut și un film interesant cu Crimeea și noi scriem și discutăm și despre Basarabia și despre Crimeea și despre Anatolia, că uitați-vă în cartea aceea la copertă, este un poet care scrie că pe el nu-l interesează că ești curd, că ești turc, că ești armean, că ești român, el caută numai omul, deci același idealism, același umanism pe care și Ionuț Emre, pe care și Meulana l-a propovăduit cu secole înaintea noastră. Și noi continuăm să mergem pe același drum. Un rol important îl are muzica. Da, muzica, da? E foarte importantă. Da, și noi suntem un popor creator de muzică. Da. Vedeți? Să vorbim despre muzica emigrației. Da, până la prezentarea muzicii emigrației am adus această carte, nu știu dacă se vede, este titlul Cântecele emigrației tătare crimeiene. Cartea a apărut în Crimeea, mie mi-a fost dăruită de autor Ablaziz Veliev, profesor la Universitatea Chipu din Ahmedcid și Kakura, compozitor. Deci aici avem și textele cântecelor, aici avem și notele muzicale și eu am stat și m-am uitat, 90% din ele au fost cântate aici în Dobrogea. Gândiți-vă că această doamnă despre care o să vedem și o să auzim acum cântând, Chiamiran, Chivu, Cami, cum mi se spune, Maxut o chema de domnișoară și este vecina mea, mama ei este din același sat cu mine, este o mare propagatoare, să spunem, a cântecului emigrant, dar ea este din satul meu, Albești, unde aceste culturi au fost îngrijite, ocrotite. I-am rugat pe colegii mei să ilustreze două dintre aceste piese, să încercăm să le ascultăm, da? Câteva minute, după care revenim. Alo ustadan eskene yıllar yüzüme vurdu. Balalığım oskene yerge koz yaşım tuştu. Men bu yerde yaşalmadım, caşlığıma toyalmadım. Vatanıma asreti tanıdım, ey güzel kırı. Men bu yerde yaşalmadım, caşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret kaldım, ey güzel kırım. Bahçaların meyveleri hal ile şerbe, sularını ışık ışık doyalmadım ben. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret kaldım, ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret kaldım, ey güzel kırım.
gençle rămâz vatan de cozia ştoghele. Part la rămâz ele răgeaie dua la rete. Men boier de iașa lămadăm, ce-aș lărâma tu ia lămadăm. Vatan în ma asre tărfanădăm, ei guzelă tără. Men boier de iașa lămadăm, ce-aș lărâma tu ia lămadăm. Vatan în ma asre tărfanădăm, ei guzelă tără. Gheze, gheze, tu ia lămadăm, copier lernă, vatanma asretă fanădăm, ei guzelă fără. Men boieră de iașa lănadăm, ce-aș lăvăma toia lănadăm. Vatanma asretă fanădăm, ei guzelă fără. Am revenit în studio, le mulțumesc colegilor de la montaj. Am văzut acea burtieră, vorbeam despre, sunt imagini luate din emisiunile anterioare, când vorbeam despre surghiunul din 1944 și sunt imagini da. Filmate împreună și, în sigur, Crimea, la adunarea. Cântecul se potrivește, este Chivu Chiamiran, Cami, care cântă și mai are ea cântece, din care, deci, pe toată caseta aceea erau 14 cântece, din care 10 aparțin emigrației. Și un cântec despre care am discutat cu ea și care e foarte important este acesta, su Icre Türküsü, su boyunda guller aşkan. Vedeți, varianta aceasta din Crimea este cea serioasă și cea pe care părinții mei o știau. Generațiile mai noi, în urma unor influențe și interpelări, să spunem, nereușite, au înlocuit pe su apa cu jol, drumul. Dom'le, ați auzit dumneavoastră trandafirii să crească la marginea drumurilor de câmpie? Nu. Lângă apă crește trandafirul și apa este un simbol al vieții. Nu poți înlocui drumul care se poate schimba sau nu se poate schimba, dar oricum drumul este o creație umană, dar apa, apa este vitală. Deci aș citi această strofă pentru toți cei care cântă și pentru doamna Chiamiran, ca să se cânte de acum corect. Suboyunda guller aşkan onu kımler koklayacak. Biz bu yerde kalır edik, biz ne kımler coklayacak. Ey pişkin malina hop, biz gedekerek hep birlik. O ser meken, o smez meken, menim tıkken güllerim, kelgen meken, geçken meken, menim külgen künlerim. Iată un cântec extraordinar al însingurării, al părăsirii, al izolării. Deci, până și trandafirii de pe marginile apelor curgătoare sunt prezentate ca un simbol al vieții pe care omul care a plecat, care a emigrat, a pierdut-o. Iată, o viață pierdută. Și mai am un cântec extraordinar cu imaginea unei fete înalte, suple. Ai boyuzun, boyuzun, boyundan şaşeuzun. Nu este numai chipul fetii aici, ci este un simbol al unei patrii. Deci fata are un păr atât de frumos și lung cu care mătură strada, dar cu același păr ea scoate ochii dușmanilor. Iată, cântecul este într-adevăr important și noi aici, pentru că suntem foarte puțini, noi nu avem voie să intervenim în text. Nu e jol boinda, este suboinda. Și foarte important să se vorbească limba corectă și să nu se altereze și textul, mesajul. Pentru că ei s-au întors din surghiune, ați văzut ce forță e acolo. Și ei, imediat ce s-au întors, au pus pe texte și au dat în lumea largă, pentru că noi suntem 11 milioane în diaspora și 500 de mii în țară. Iată, un paradox al epocii noastre, nu? În ultimele două minute, doamna Ghiunar Acmola, ce mai este important să rețină telespectatorii despre cântecele emigrației tătare? Da, cântecele acestea sunt istoria noastră cântată, poetică,
visată și este foarte important să fie cunoscută și o felicit pe doamna Chiamiran pentru ceea ce a făcut și aș dori să încheiem cu celălalt cântec, Ketme, Ketme de Ghende. Da. Exact, așa ne-am propus. Da. Dragi telespectatori, îi mulțumesc invitatei mele, scriitoarea Ghiunere Acmola. Terminăm tot cu muzică și ne revedem joia viitoare doar la Litoral TV, singura emisiune dedicată turcilor și tătarilor din România. O după amiază binecuvântată. La revedere! Să vă mulțumesc.